Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu următorul video despre moneta nominal coin. Deci în acest video voi explica cum fixăm bonusul care noi l-am primit după noi. Căci, uitați-vă, cine a reușit până astăzi, lor li s-a dat câte 100 de monete. Deja de mâine o să se dea doar câte 10. Și aceste monete vor putea fi schimbate după un an. Deci când cursul lor deja va fi peste 1000 de dolari o monetă. Deci cine a dobândit deja s-a rezervat de pildă 100.000 de dolari. Cine acum va face înregistrare va avea 10 monete. Dar aceste monete trebuie activate prin tranzacții cu ADV Cash pe site-ul lor. Deci de la un dolar. Adică să ne folosim de crypto cashback. Invenția lor. Deci asta e scop. Nu pur și simplu să avem aceste monete, atunci ele n-au nicio legătură cu noi, să primești. Deci, cum facem aceasta? Deci, sub acest video, deci eu am dat în descriere site-ul. Deci, intrăm pe dânsul. NML Coin Info. Unde deja intrăm în altă direcție, în video precedent, ca să comandăm bonusul, card și codul nostru personal, noi intrăm aici. Iar fixarea bonusului se face aici, în direcția catalog. Aici noi ne aruncă la alt site, unde trebuiește să mergem în jos până la direcția dată, unde trebuie să introducem datele noastre. Deci, în primul rând, ne interesează portofelul nostru, un ADV cash în dolari. Uitați, vedeți aici. El așa trebuie să fie fixat aici. Deci, vă duceți în poșta electronică, nu în poșta electronică, dar în portofelul ADV cash. Unde vedeți, ai arătat, vedeam, nu pot intra, eu deja am făcut tranzacția cu SSR. Și în pasul următor, aia să vedem. Deci eu am copiat datele mele, vedeți, și le plasez. În primul rând, aici indicăm suma care noi putem să o folosim. Deci care o aveți în cont? De ce eu în ADV Cash acum aveam doar 2,30$? De ce eu am folosit 2,30$? De la 1 dolar, ce scrie, se poate folosi. Deci pe site vă uitați. Încă o dată. Că aici tot scrie așa, de la 1 dolar. Deci cifra asta e pus ca exemplu. Deci aveți, eu știu, 15 dolari, puneți 15, aveți 150, puneți 150. Aici mai jos scris portofelul și-l scris, uitați-vă cum corect, cum îl copiez din ADV Cash și așa și-l plasați așa. Nu faceți scoaterea spațiilor, așa nu-i corect. În cazul dat că să-l faceți cum e aici ea, banii pur și simplu o să ducă la ei, dar nu o să primiți cashback. Anume, principalul ce se întâmplă aici, 110% care ni se dă deasupra la suma cei care noi o trimitem lor. Deci, după aceea ce ați făcut, uitați-vă, ce trebuie 3 pași. Prima, puneți suma care puteți să o trimiți lor. Suma aceasta, peste 2 zile, maxim, se întoarce înapoi în portofelul acesta care l-a indicat. Pentru asta și trebuie să indicați portofelul vostru, că li se vadă că voi trimiteți bani și deja în ADV Cash trebuie să fiți verificați. Și apăsați pe butonul acesta de a face plată. După ce apăsați, se deschide următoarea fereastră, unde mulți nu știu ce să fac, deci acesta logo-ul la ADV Cash, când apăsați pe dânsul, el se activează și vă trimite deja la pasul următor. Unde facem următoarea mișcare. Deci, ne aruncă la ADV Cash,
ca să intrăm deja cu datele noastre. Vă scriți e-mailul care de intrare și parola și apăsați de a intra. După ce ați intrat în cont, apare următoarea informație. Deci vă apare contul, createți și sunt 3 pași care trebuie făcut. Deci eu am indicat 2.30, în cont avem 2.38. Deci aici vă arată informația cât aveți voi în cont. Pe urmă, vedeți când faceți plata, dacă ați făcut corect, se indică și portofelul vostru personal. Dacă nu este indicat, atunci nu e corect. Deci acolo unde se indica mai înainte. Deci, pentru asta și indicăm aici portofelul mai jos. Ca sistemul să înțeleagă cine face plata. Și apoi apăsați pe continua, de a face plata. Pasul următor. Apare o fereastră unde noi trebuie să introducem un cod care nu ne vine pe e-mail. E-mailul de la ADV Cash, care este indicat ca înregistrare. Deci când intrați în portofel, vă vine și o scrisoare unde vine un cod care îl copiați și îl plasați în spațiul acesta. Și pe urmă apăsați pe butonul acest verde, confirmare. Adică doi pași faceți. Aici puneți codul și a doilea apăsați. După ce ați făcut aceasta, vă apare că plata s-a făcut cu succes în ADV Cash și pe urmă apăsați pe butonul acest verde. Și deja apare informația de pe site de la Nominal Coin că plata cu succes s-a făcut. Deci toate lucrurile acestea, când le faceți acest site, în primul rând, când completați datele, puteți să vă orientați, faceți traducere, dar când apăsați pe buton, aici mai jos, scoateți traducerea, ca să nu fie greșeli. Și peste tot folosiți fără traducere. Cam atât ce am vrut să spun, cum facem noi activarea la bonusul acesta care noi l-am primit. Căci dacă nu facem acest lucru, noi pur și simplu putem să pierdem bonusul acesta. Deja, dacă doriți, puteți cât merge perioada de testare pe acest site, în fiecare zi, când se întorc banii înapoi. Deci undeva, maxim în 2 zile, în portofelul care l-ați indicat, banii automat se întorc. Nu trebuie ești nicăieri să intrați, să-i trimiteți, deci ei automat o să vină în cont. Deci își primește că în afară de ce faceți mișcarea aceasta de pe la trimis 150, a doua zi, maximum 2 zile s-au întors înapoi, mai primiți încă deasupra 110% peste 30-40 de zile. Deci uitați-vă, ca exemplu, dacă avem 150 de dolari trimis prin ADV Cash lor, peste 2 zile 150 se întorc înapoi, iar în afară de asta, peste 30 zile, când ni se întoarce înapoi, 165 de dolari deasupra. Asta în cazul dat, când, ca exemplu, am trimis 150. Deci, tot timpul 110% se întoarce înapoi, deasupra. De ce acum, dacă faceți mai multe cicluri de acestea, în perioada de testare, atâtea ore să vă vină deasupra cashback-ul acesta. După ce se termină testarea, asta cât va continua testarea, se vede pe ce site.
Mai rămas 49 de zile. Deci în 49 de zile, undeva dacă împărțăm la 2 zile, undeva încă 24 de ori spate de cicluri de făcut a banilor noștri proprii, cât aveți. Deci, uitați, dacă 24 de cicluri o să fie, mulțim la 24, nu corect, 165, $3,960 spate făcut cu $150, ca exemplu, în 24 de cicluri până se termină perioada testării. Asta cel mai rău caz. Ele poate să fie și peste zi să întoarcă bani. Deci asta depinde de cum ei reușesc să facă întoarcerea banilor înapoi. Și deja cashback o să vă, dacă faceți acum la fiecare două zile, la fiecare două zile să vă intre în cont, nu vine deodată, dar vă vine câte 165. Deasupra la cei 150, asta ca un exemplu care l-am luat eu. Deci dacă eu am să învârtesc $2.30, deci înseamnă că în cazul dat, $2.30, mulțesc cu 1 întreg și 1, 2,55 și se întoarcă și mulțesc la 24 de ori, $61 pot să fac din $2.30, tot e ceva. Adică uitați-vă ce bani sunteți disponibili să riscați și atât o să aveți pentru a face deja o dată la 100 de zile, pe urmă după ce se termină perioada de testare. Atunci va fi site-ul final, unde o să putem intra și să vedem cum o să faci toate programele. Și se reglează, se uită care sunt lacune, unde sunt probleme, ca pe urmă să nu oamenii o să facă publicitate, o să spună unul altul și mulți oameni o să vâră bani și o să vâră de-am deja bani mari. Și că sistemul să lucreze acum și să faci perioada de stare. Cam atât ce vă răspund, numai bine.